Se creează impresia că acest joc de mâța și șoarecele nu se mai încheie, dar devine unul interminabil. Iată, au trecut deja mai bine de 4 luni de zile de când s-au încheiat alegerile prezidențiale, dar lupta între cei doi candidați continuă și astăzi. Aproape săptămânal, unul dintre ei, cei doi, face câte o mutare pe tabla de șah, rearanjează piesele, câștigă sau pierde teren. Dacă săptămâna trecută, prin participarea sa la Curtea Constituțională, doamna Maia Sandu, parcă și-a obținut o victorie, desigur că săptămâna aceasta este rândul lui Igor Dodon. De aici și această declarație privind uzurparea. Săptămâna viitoare, Curtea Constituțională urmează să se expună cu privire la starea de urgență. Și tot așa, în loc să vorbim despre vaccin, economie, securitate națională, siguranță fizică, discutăm aici, în Parlament și în studiourile TV, despre ce a mai zis Igor Dodon sau despre ce a mai făcut Maia Sandu. Când vă convine, criticați Curtea Constituțională pentru o decizie sau alta. Când nu vă convine, nu o criticați, de fapt, pentru aceiași decizii care au fost luate anterior. Alergați la curte cu întrebări în fiecare săptămână. Stimați colegi, această Curte Constituțională, o să repet și eu, a fost creată de voi, PSRM și blocul acum. În urma vestitelor, deja concursuri din anul 2019, și ne aducem aminte atunci expresia doamnei Maia Sandu, când a spus că da, cu părere de rău, nici nouă nu ne place ce a ieșit. Acum, eu cred că și dumneavoastră nu vă place ce a ieșit. Aceste ieșiri și declarații par astăzi foarte copilărești. Lui Igor Dodon nu i-a plăcut decizia curții, așa că cere demisia judecătorilor. Maia Sandu nu i-a plăcut Parlamentul, așa că cere demisia acestui Parlament. Cât oare o să continue acest joc copilăresc pe care îl joacă acești doi oameni? În sfârșit, recent, de fapt, au căzut de acord măcar cu ceva. Ambii vor anticipate. Este adevărat că Igor Dodon vrea anticipate la prezidențiale, dar Maia Sandu vrea anticipate pentru parlamentari. Între timp, în Moldova, oamenii sunt răpiți din centrul orașului, oamenii de afaceri sunt atacați cu grenade, la frontieră vecinii își mobilizează forțele armate, unii dintre cetățenii noștri se duc să se vaccineze în România, alții se duc să se vaccineze în Rusia. Ce fel de stat este acela care nu poate avea grijă de cetățenii lor? Asta este consecința guvernării din anul 2019 și până în prezent, că oamenii au rămas pe cont propriu. Ce spun bieții oameni care azi au mai îngropat pe cineva? Cât de mult îi interesează oare aceste lupte politice între doi politicieni irresponsabili și aroganți care se gândesc doar la propriul interes și care se culcă și se trezesc nu cu problemele oamenilor, ci cu gândul la cum să mai câștige o bătălie cu oponentul. Îmi pare sincer rău pentru țară, pentru oameni, că au ajuns la cheremul acestor doi irresponsabili care nu știu să construiască, ci știu doar să distrugă. La Chișinău, noi tot discutăm, precum vă spuneam, în Forul Suprem al Țării despre o nouă mișcare de PR a lui Igor Dodon sau despre tabloul cu chipul Maiei Sandu. De ce naibii, mă scuzați de expresie, toți acești politicieni responsabili din acest Parlament nu se pot așeza într-o zi să convină și pe alegeri parlamentare anticipate și să convină ce facem cu țara până în alegerile parlamentare anticipate. Cum asigurăm oamenii cu vaccin, ce facem cu economia, cum le asigurăm securitate personală și ce facem cu securitatea țării. Noi, desigur, nu o să votăm această declarație, pentru că ăsta este jocul între doi politicieni. Mulțumesc!